Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Aduce aminte așa din copilărie, de când erai în liceu, cum a fost la prima întâlnire pe care ai avut-o cu primul iubit? Iubit? Păi nu știu asta cu iubitul, nu mai țin. Au trecut prea mulți ani de atunci, nici nu mai amintesc. Care a fost primul iubit? Nu știu, eram puștoaică. Știu că am cunoscut acolo la mine acasă, la Onești, un băiat. Și l-aduceam mereu acasă, luam masa cu părinții mei, asta știu sigur că îi plăcea ciorba mamei mele și mâncarea gătită de mama mea. Eram foarte timidă, țin minte că mă uitam tot timpul în jos și mereu îmi ridica bărbia și îmi spunea că nu trebuie să privesc în jos și azi sunt foarte timidă. Prima întâlnire, să știi că aveam emoții foarte mari. Deci eu n-am avut de când mă știu pe scenă, când m-a pus prima dată la 4 ani, eu n-am avut nici cel mai mic trac, dar când a trebuit să mă întâlnesc cu un băiat de care îmi plăcea mult, și era curtat, așa, știi, de mai multe fete. Mamă, aveam așa emoții, eram, și ce o să-i spun, dar ce o să fac, dar dacă o să mă sărute? Aveam vreo 15 ani, mi-aduc aminte. Și eram toată, de-abia m-am întâlnit, că de mult timp vorbisem cu el, tot vorbisem și așa, și nu mă întâlneam pentru că nu știam exact cum să reacționez. Mai ții minte cum a fost prima întâlnire cu primul prieten? Eu nu. Eu, da. Poți să povestesc, nu? Că dinainte să te cunosc pe tine. Eram clasa a doua și eram la țară la bunici. Ascult și eu pentru prima oară. Știu că mi-am dat întâlnire cu vecinul la gardul vecinei noastre. Adică ne-am stabilit un gard verde pe care îl știam de pe stradă și am stabilit că după amiază ne vedem acolo să vorbim. Și ne-am întâlnit și știu că atunci a fost primul meu pupic așa furat. În cazul tău cum s-a întâmplat, Dinu? Da, de mai pus pe gânduri. Întâlnire presupune o invitație și acceptată. N-ai dat întâlnire niciunei fete la școală, la grădință, la liceu, nu, la colț de stradă? Prin clasele primare, într-adevăr, umblam prin cartier cu bicicleta și aș putea numi întâlnire faptul că mă duceam la blog, la fete. Da. Și te întâlneai la ora X cu ele? Da. Erau mai multe? Nu, mai multe de-a lungul anilor. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.